Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod cu fotbal. Susținere incredibilă la ultimul clip alături de Cătălin Cârjan. Atunci când am fost în Londra, și de data asta nu ne mai aflăm în Londra, ne aflăm la noi, aici în Domnești, aproape de casa mea, alături de nimeni alții decât de Dani, Cătă și domnul Ionel, vă salut pe toți trei, care au acceptat un nou challenge din partea mea. Mai exact astăzi, îi vom crea cardul lui Cătălin Cârjan în noul joc FIFA 2024 sau EAFC 2024, ca așa o să se numească. Și, mare atenție, totodată vom avea și un challenge dintre mine, Dani, Cătă, iar domnul Ionel astăzi portar, da? Ați mai jucat portar în trecut? Poate vă vede Arteta și cu echipamentul lui Arsenal, cine știe în viitor, nu se știe niciodată. Și totodată Dani este și antrenor și jucător la Fotbal Club Juniorul, așa că și voi, dacă vreți să vă înscrieți, găsiți chiar acum linkul în descriere, să fiți antrenați acolo de Dani. Ce zici? Îl batem azi pe Cătă? Iar după fiecare probă tu vreau să spui passing-ul, shooting-ul, dribbling-ul, efectiv toate stats-urile de astăzi vor fi decise de Dani acolo. Voi haideți acolo puternic din nou cu peste 10.000 de like-uri și cu butonul de subscribe. Găsiți Instagram-ul băieților în descriere. Pregătiți? Da. Hai să dăm drumul. Let's go! Prima probă de astăzi este passing-ul. Va trebui să dăm fiecare câte 5 pase, iar acolo, după cum puteți vedea în poartă, îl avem pe domnul Ionel, care este pregătit să facă preluări de data asta, nu să le apere, și două porți mici. Fiecare câte 5 pase și vedem câte dăm. Nu contează că dați în partea stângă, dreaptă, centru, ideea e să le dăm corecte. Hai să vedem. Cătă va da primul, 5 distanțe diferite. Cătă, hai să vedem. Și pase lungi, și pase scurte. 3, 2, 1, start! Go! Nope. Ambii băieți le-au dat mai bine pasele de la distanță decât cele de aproape. Hai să vedem și eu acum, sper să-i bat. Hai să vedem. Domnule, ne vreau o preluare prima dată. La siguranță. O preluare. Bine. Ok. Falling in love and tear it down as soon as we wake up. Promise you the world tonight, I show you what I've got. Your body speaks my language and you read it like a book. Hai, te rog. Câte două, nu? Da. Două eu, două Dani. Trei cât. Ne-a bătut. Și acum Dani, domnul antrenor aici, cât merită la pasii. O să vii și tu. Să-i eu zic să zici tu direct. Astăzi tu decizi tot, exact. Și sincer. Gândește-te și cum le-a pasat. Chiar dacă n-a dat în poartă, le-a dat aproape. Da, a fost destul de aproape. Una mai departe, una foarte, foarte aproape. Deci? 86. E bine. Tu cât ai fi dat? Da, știu că mai puțin. Acolo, 80-82. Și eu zic la fel. 86 este foarte, foarte bine. Știu și calitatea și de aia. Da, s-a văzut oricum și lovitura. 86 passing pentru Cătălin Cârjan și trecem la următoarea probă. Shootingul, unde aici, ca de obicei, am pentru Cătă pregătite 4 sau 5 probe. Prima probă din shooting sunt prelorile și apoi shootul din prima. Dani va pasa, Cătă va prelua și va trebui să o dea direct acolo la Poiangăn. Băi, și credeți, m-a dat un super gol, dar n-a fi Macarros. 3, 2, 1, go! Nope.
paradă frumoasă acolo a portarului de la Arsenal. Va da Dani acum și pasează către. Totodată acum fiți foarte atenți cum pasează către. O să țin cont și de asta, să vedem, poate îi scădem ratingul la passing după proba asta. Băi, fraților, Dani acolo 4 din 5. Și o paradă a domnului Ionel acolo frumos. Și acum rândul meu. Rândul meu, să vedem cine îmi pasează. Amândoi se duc acolo să paseze. Mi seré el último, pero sé que lo cosaré. A serte sincero, el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Será lo que será, los dos vamos a matar. Asta intre și la poleuri un pic, dar s-a dus frumos. Será lo que será, los dos vamos a matar. Așa, diabu, așa. Solo yo sé de ser lunar, solo tú comes. Bă, un gol frumos, două șuturi bunicele, dar nu știu contează să vedem cât îi dă Dani măcat acum, de la și bătut. Următoarea probă din shooting sunt voleurile, la fel câte 5 execuții. Unul dintre noi va trebui să arunce mingea peste celălalt, el fiind cu spatele, mingea să cadă o singură dată și apoi shoot direct, da? Ok, let's go. Hai, prima. 3, 2, 1 și... I'm a baller, take a deep breath, I'm shark you 70's a week. Oh, și weak foot, bun! Weak foot totodată. I'm a spin spin, I'm a baller, take a deep breath, I'm a shark you 70's a week. Bine, frumos! 3, 2, 1 și... Wow! Cât frumos, aproape de proastă lateral acolo. Capu, Carlos! 3, 2, 1 și... Bine! 3, 2, 1 și... Nope. Frumos! Mamă, ce frumos am fost! 3, 2, 1... Bravo, frumos! Dacă la cât am dat una cu input, din și la fel, dar acolo să-l anunță. Gata, Dani? 3, 2, 1... Stupendu! Mamă! Ești dreptat sau stăgat? Băi, cât îi dă la Wii-Foot? Cât îi dă la Wii-Foot? 5 steluțe direct? Eu zic să mai dăm una, să nu fie întâmplare. 3, 2, 1, 5. În stângul, din nou! Nu, se pare că nu e întâmplare, se pare că nu e întâmplare. Băi, frate, cum le-a dat acolo frumos, rău de tot. Bravo, Dani! 3, 2, 1, 5. Nimic, și ultima, hai! 3, 2, 1, și pasonată tare! Bravo, domnul Ionel, bravo! Excelent, două goluri și tu, nu? 3! 3? 3. Mamă, 3 goluri! Și uite, le-a dat bine rău de tot, hai să ne și noi! Gata? Ha! De ce stângul? De ce stângul? Mamă, i-a făcut-o, s-a răzbunat, ați văzut? Let me live my life in bliss in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. I wear fancy clothes. I'm a hella groom. I got hella food. That's what I'm gonna do. I'ma bring the show. All day and night. All day and night. Oasă parada, apară gol. Două goluri și noi. Grea și asta. Următoarea probă din shooting sunt loviturile libere. Și uite acum, nici nu mi-am amintesc. Cine bate loviturile libere la Arsenal? Odegaard. Odegaard, nu? No. Odegaard. Deci, astăzi Cătă va trebui să fie Odegaard, iar noi să ne încurcăm tot așa câte 5. Dar la proba asta vreau să facem puțin altfel. Dăm pe rând. Fiecare câte una, bum, 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 bum. Facem tot posibilul doar să-l batem. Domnul Ionel, vreau o paradă frumoasă acum.
Woo! Coai de capul și de zilele mele. Odegaard. Coai de capul. Odegaard. L-am găsit pe Odegaard, fratele. Pe două execuții de genul. Dau și eu acum. Să vedem, mi-a dat. Mi-a dat către echipament cu Arsenal. Sunt jucătorul ăla. Bine! Bine, tată, direct în vincul. Acum, într-un fel, Dani, ești obligat. Știi ce zic? Da. Tu ai dat, a dat-o și el. Și tu ești obligat să dai și tu apoi. You know I drip different, just the seven seas. Get over here! L-a păcălit! Asta a fost gen Ronaldinho, ați văzut că zidul era aici, pe lângă zid, pe jos. Nu prea se pune asta. Nu, prea nu. Voi votați acolo care a bătut mai bine și stabilim ratingul final. Vă zic sincer, scopul meu de astăzi este să-i dau un gol domnului Ionel la fiecare pot. Până acum, eu zic că ne încadrăm. Hai să vedem. Hai, haideți, domnului. Bine! Mai! Asta s-a dus prin zid așa, prin burta lor. Ultima probă din shooting sunt penaltiurile, unde vom da 3 de fiecare. Dar mare atenție, băieți, ultimul shoot va fi cu quick foot. Cu stângul, că suntem toți 3 dreptați. Dani, duc și voastră. Hai că-te! E joc de glezne frumos acolo. Bine! Dar acum, pe bune, învață-mă și pune, contează mult jocul ăsta de glezne, nu? Că eu nu știu. Da, aștept, mă uit la portar și aștept să văd ce face el. Aha, aha. În ultimul moment atunci... În ultimul moment atunci poți să schimbi. Da. Care, aici, ați dat de un sușit asta decât de la un profesionist. Da, acum mai este. Oh! Mamă! Hai, Dănuț, te vedem. El m-a învățat să bată. Mata, ma! Bine! Bravo! Bravo, tata! Cu mine! Bine, Tudor! Mamă, când am propriu, a fost să mă ia! Noroc începătorului. Ambii la vinglos. Da, a fost frumoasă. Bun, cam atât cu shooting-ul. Domnul antrenor, haideți lângă noi aici, să stabilim. Să nu aud. Nu? Nu vrei să auzi? Hai. Ratingul final la shooting pentru Cătălin Cârjean din partea fratelui Dani. 85. 85, mi se pare super. Ne-am uitat la voleuri, lovituri libere, penaltiuri totodată și weak foot. Da. Și putem spune și la weak foot. Sincer, eu zic 4 sau 5. Tu decizi. 4. 4 steluțe la weak foot și 85 shooting, trecem la pace. Așa cum am zis, trecem la pace, unde va fi o întrecere, fraților. Jucători de Liga 5-a, îl avem acolo pe Dani, jucători de Liga 2-a, chiar Liga 1 direct. Și Cătă, hai să vedem cine câștigă și totodată vom avea și cronometru. 3, 2, 1 și... Trei secunde. Voi vedeți cronometru acum, dar cine a câștigat? Că eu nici nu mă uitam. Făceam așa, precum un câine. Cătă? Da. Bun. Cătă locul 1, Dani locul 2, domnul Ionel locul 3, că a alergat și el, și eu locul 4. Haideți să stabilim acum și pace-ul. Tu acum în FIFA, Cătă, ai 63. Cred că da. S-a văzut, ați văzut și eu pe filmare, că n-are cum să aibă 63. Și în FIFA 24, eu zic că o să aibă... 75. Fiți atenți, ratingurile reale, adică nu dăm 99 sau chestii genul ăsta, nu e glumă. Ratingurile reale, 75 pace în sezonul următor pentru Cătă. Următorul atribut din cardul lui Cătă este dribblingul. Îl avem acolo pe Dani, care îi va pasa, va trebui să preia și să mă dribleze. O probă nouă venită direct de la Arsenal și hai să vedem de 3 ori, de câte ori trece și câte goluri îi marchează domnul Ionel. Aproape să iau.
mini 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 mo. Some dominoes, blues and greens and pinks, I got a lot of those. Yeah, you know, talking slime, I can't relate to snakes, I see a lot of foes. Mini, 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 mo. Head to toe, said you got your. You ain't got it though, talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Treat you like I'm else, it's on my look, 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 let it go. Nope. Hai să vedem acum la dribbling cât va primi, cât cred că undeva la tot așa 60-70 ceva, nu știm exact, voi vedeți capul acum, dar haideți să vedem ratingul din viața reală, că ăsta contează. Eu o să plusesc puțin și o să spun 90. 90 dribbling, forță! Băi, poate eram unde 90, dar am reușit și noi odată să-i luăm minge acolo. Perfect, ești mulțumit cu statul mental de până acum? Da, puțin cam mult la dribbling. Puțin cam mult, tu cât ți-ai fi dat, sincer? 84-85. Ei bine, astăzi ne luăm doar după antrenorul nostru, dar totodată și voi puteți scrie în comentarii acolo. Ați văzut, m-a dribat în toate părțile. Și acum vom trece mai departe la defense, unde sincer aș vrea să vorbesc cu Cătă, pentru că știu că tu, Cătă, faci foarte mult și partea defensivă în meciul, da. Nu doar cea ofensivă. De câte ori ai reușit să recuperezi mingea din propria jumătate? Pentru că teoretic CF fiind, un CF nu prea coboară, dar el o face, credeți-mă. Vedeți acum și câteva materiale video. De câte ori ai reușit să recuperezi? Dacă mai ții minte așa în mare. Nu știu să spun un număr, dar ce pot să spun e că se pune foarte mult accent la noi pe fază defensivă. E o parte foarte bordată a jocului și pot să spun că am dat și câteva goluri din recuperarea mea. Serios? Wow, da, tare, da. Tare. Dar cobor foarte mult, asta am vrut să accentuez. Cobor foarte mult. Da. În jumătatea proprie, da, să recuperezi mingea, nu făcând pressing sau ceva, să știți. Și uite, acum te întreb pe tine, e singurul atribut unde vreau să te întreb pe tine cât ți-ai dat. Știu că în FIFA se dă foarte puțin adif. Corect. O să-mi dau un 50. 50, sincer să fiu, că nu numai acum Dani lângă noi, dar sincer, eu tot 50 ți-aș fi dat. Așa că rămâne 50 defense și ultima probă fizică. Înainte să trecem la physical și să stabilim ratingul final al lui Cătălin Cârjan, am și eu o mică surpriză pentru voi băieți astăzi, că toți suntem în perioada Team of the Season, jucătorii sezonului. V-am pregătit 3 carduri Team of the Season împreună cu cei de la FIFA Nation. Unul pentru Dani, unul pentru Cătă și unul pentru domnul Ionel, bineînțeles. Haideți să facem și o poză aici frumos să se vadă și ratingul. Dar sunt curios cine are cel mai mare rating. Aolo, cine are cel mai mare rating? Se vede, Carlos? Da. Cine are cel mai mare rating? Cel mai bun, normal. Hai să facem și o poză frumos acolo cu cardurile. Pregătit pentru fizică? Da. Let's go. Și am ajuns la ultima probă, toată gașca aici pregătită. Physicalul, cu toții știm, Cătă este un fotbalist care nu se antrenează mult, nici foarte mult, extrem de mult, și asta contează foarte mult. Aici se văd și rezultatele lui și domnul Ionel poate să confirme, pentru că e mereu alături de el și știe cel mai bine. Și acum voi decideți pentru fizică. Știu că tu faci foarte multe flutări, genoflexiuni, abdomene. Putem să spunem câte abdomene poate face? Spune-l. Ia, vino mai aproape, Carlos. 2500-3000 pe zi. 2500-3000 de abdomene pe zi. Nu o să trebuie să faci abdomene aici, pentru că am stat până diseară, până la 2000 de abdomene. Dar haideți, flutări, ok? Da, da. Flutări. Haideți să vedem câte flutări poate să facă și în funcție de asta îi dăm ratingul la fizică. 3, 2, 1, start! I just need sun, so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Just me, myself, and I, my favorite threesome. Yeah. The cars I drive, I buy, I never lease them. No. They say if you can't beat them, then you join them. No. That's no option, I don't join, I always beat them. Yeah. I was fake, you had to find me. Now I'm on B, skating like I'm grinding. L hit me, said it's all about the timing. If you want the vision, get to spinning. My mama told me trust in God, it's never limits. Now I'm on the scoreboard, running up the digits. I put in work, you know I'm up to get it. Early bird gets the worm and the Yankee fitted. Like, whoa, bags under my eyes and you know. Won't complain, I'm tired, I'm on go. For that grip, 10 toes till they swole. For that grip, 10 toes till they swole. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, they games. 80 de flotări. 80 de flotări și mai putea lejer să facă. Mai putea lejer să facă poate chiar 100. Domnul antrenor, domnul Ionel, haideți aici. Haideți aici să-i dăm împreună ratingul la physical, cât să fie. Acum dacă nu i-am dat, e rândul tău. Trebuie pe tine. Rândul meu? Cu domnul Ionel. Cu domnul Ionel. No, mai ales că dumneavoastră îl cunoașteți mai bine. Păi tocmai asta e ideea. E mai bine să dați dumneavoastră sau să dau eu? Bine, nu se pricepe la FIFA, nu știu. Că dau eu atunci. Vă zic sincer, la physical, dar sincer de tot, i-aș da lui Cătă 83.
83. 83 e ceva, credeți-mă. Adică Adama Traore are 90. Și ați văzut cum e Adama Traore. Așa că 83 și credeți-mă, foarte, foarte multă muncă în spate. Așadar, băieți, așa arată cardul final al lui Cătălin Cârjean din FIFA 24. Eu le mulțumesc mult de tot băieților că au acceptat invitația mea și au filmat. Domnule, vă mulțumesc mult de tot. Dani, cel mai bun antrenor, nu uitați, link în descriere cu școala de fotbal unde Dani este antrenor. Totodată follow la toți băieții. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!